Când am venit mai întâi în Sâmpa Paul, au avut loc aceste consultări locale în care, într-adevăr, cum ați spus și voi, ne-am dorit să vedem care sunt provocările pe care tinerii din rural le au și nu sunt doar în Sâmpa Paul, ci cam în toată România. Am învățat să apreciez mai mult ce am în comunitatea mea, dar și să dau mai departe, să primim spre comunitățile rurale. Am avut o întâlnire cu toți tinerii din cele patru state. Am văzut că foarte multe probleme și provocări pe care tinerii le-au sunt comune. După care, la Slănic Moldova, am început să proiectăm niște activități împreună. În județul Cluj este Sâmpa Paul. În județul Bacău avem un sat Sascu. Mai este comuna Izvoarele, în Prahova. Și în Maramureș, Copalnic Mănășturi. Deci suntem patru mușchetari care am pornit acest proiect. Proiectul este finanțat prin programul Erasmus Plus. Avem alături de noi autorități locale care ne susțin. Da? Este bani de România și ajunge în Olteria.